Bună și bine te-am regăsit la Arts and Crafts cu Profi Art. Eu sunt Mădălina și azi îți voi arăta cum am folosit rășina de acoperire GDO de la PBO pentru a glazura o tavă de MDF decorată cu flori și frunze presate. Cu Matte Pub, o culoare acrilică de foarte bună calitate și cu putere de acoperire, am dat un fond. Peste fond, am adăugat accente cu albastru electric care dau profunzime. Cu Bindex de la PBO, un lipici foarte bun pentru colaje, am dat pe toată suprafața, aveam flori și frunze presate adunate din excursii, pe care apoi le-am lipit cu puțin Bindex pe fiecare element în parte și deasupra. Am folosit frunzele de ginkgo biloba pentru că mi-a plăcut foarte mult forma lor de evantai, iar după turnarea rășinei știam că o să arate foarte bine. În loc de flori și frunze presate, poți folosi fotografii, hârtii decorative, propriile desene, toate protejate cu un strat de Bindex. Art, găsești și aceste frunze foarte frumoase și decorative, potrivite pentru proiecte similare. Cu aur lichid de la PBO, am completat structura frunzelor puțin rupte, care de fapt mi-au oferit un pretext perfect pentru a le transforma cu ajutorul picturii. Frunzele de ginkgo biloba simbolizează longevitatea, speranța și pacea. Rășina de glazurare sau de acoperire de la PBO e perfect transparentă și conferă un efect de lupă suprafeței peste care este turnată. Și mie mi-a fost puțin teamă să folosesc prima dată rășina, spunându-mi că e complicat, că e o adevărată alchimie. De fapt, este mult mai simplu decât pare. Uite cum arată o lucrare peste care am turnat rășina de acoperire. Marginile sunt rotunjite, iar rășina nu se revarsă peste ele. Cu Matte Pub Rosiena am colorat și marginile tăvii. Rășina de glazurare sau de acoperire GDO de la PBO, kit care conține rășina, întăritorul, spatula, lingură pentru măsurare, instrucțiuni și mănuși. Se amestecă o măsură de întăritor B și două măsuri de rășină A. Vezi? Are o culoare ușor grizată. Amestecat bine, fără a agita prea tare ca să nu se formeze bule de aer, am turnat amestecul în al doilea recipient pentru a fi sigură de o omogenizare cât mai completă. Amestecul este omogen atunci când devine transparent. Când lucrez cu rășină, se recomandă să fie într-o cameră aerisită. Cu spatula am ghidat rășina către colțurile tăvii. Dacă după uscare ai remarcat că nu toate frunzele au fost bine acoperite, poți să mai torni și al doilea strat. Am folosit un poloboc pentru a mă asigura că tava este plană. Cu verniz satinat de la PBO, am finisat
marginea tăvii. Sunt încântată de rezultat. Tava este și practică și decorativă, iar rășina de acoperire de la BBO pune foarte bine în valoare design-ul. Mulțumesc pentru că m-ai urmărit! Scrie-mi în comentarii ce alte produse din magazinele ProfiArt ai vrea exemplificate. Pe curând!